Sunt jurnale admirabile, sunt jurnale care fac cât o literatură întreagă și nu au fost scrise ca să fie literatură, au fost scrise ca jurnale. Dar cei care le-au scris aveau o asemenea calitate încât aceste piese rămân ca un fel de um, monumente ale unui anumit secol, unei anumite etape a umanității, unui anumit moment istoric. Și atunci, sigur că acestea au șansa să rămână mai mult decât altele, pentru că literatura reflectă, cum se spune, într-un fel, o anumită zonă a umanității, o anumită zonă a lumii care ne înconjoară, dar anumite detalii ale acestei lumi nu pot fi surprinse decât atunci când se scrie intim.